Bine v-am găsit, iubitor de cultură. Am să continui dicționarul enciclopedic al nostru, litera A. O să vorbim de Adam. Cine nu știe pe Adam, este primul om, este numele pe care Dumnezeu îl dă primelui om. Dar ce înseamnă Adam? Am văzut că Adam e un nume destul de rar folosit. Sunt puțini oameni pe care se cheme Adam. În schimb, sunt nume de firme, de fel de cosmetice, sunt nume de magazine, sunt nume de restaurante, deci undeva în zona, să zicem așa, neumanului, imediat, cu toate că Adam este, repet, primul nume de bărbat. Așa cum Eva este primul nume de fată, de femeie, Eva înseamnă chiar femeie în limba ebraică, Eva este un nume mai des întâlnit, dat, dincolo de aceleași cosmetice, aceleași magazine care poartă numele de Eva și diverse restaurante. Eva este chiar nume dat de, să zicem așa, în actul de naștere și prezent pe numele multor femei. A fost un film totul despre Eva, care a făcut carieră. Adam vine de la cuvântul ebraic care înseamnă pământ. Dar nu orice pământ, înseamnă pământ lucrat. Dacă înseamnă pământ arabil, pământ lucrat cu plugul, mie mi-ar place mai mult să găsesc acel înțeles ebraic în care pământul lucrat este pământul lucrat cu mâinile. Este pământul olarului, pământului meșterului care face ulcioare și care face statuete. Și acesta e Dumnezeu, care face o statuetă care este om și o face din lut, adică din pământul cel mai bun. Un alt înțeles în cărțile mai vechi de ebraică, de sensuri profunde și de desțeleniri ale Bibliei, că ziceți, cultura, aici își trage sensul. Cultura era cultura pământului. Și oamenii au zis, așa cum cultivăm pământul, așa să cultivăm suflet și mintea. Și de aici s-a introdus de anul de cultură. Are cultură, în sensul care în el grâu, ovăz, porumb, leuștean, braz, bananieri, portocali, are o întreagă grădină, un întreg rai în interiorul său. Asta înseamnă un om cultivat. Înseamnă care toată flora prezentă în el și cât mai puțină faună. Și astfel de culturi, se spune că au fost culturile grecești, peste care au venit apoi trunitorii romani. Romanii au cultivat pe teren grec. Adică, la început, cultura a fost una greacă și apoi, prin asimilație, se numește proces de aculturație. Romanii vin și au toată cultura greacă și vin cu o puternică cultură romană, cu puternici filozofi și scriitori romani, cu Vergiliu, cu toți cei mari care au scris și care au lăsat opere extraordinare, Horatiu, Seneca, și care vin pe o cultură a filozofilor greci. Deci important este, dacă vă dau exemplu romano-grec, când ai o cultură veche, nu anihila, nu anula, romanii n-au îndepărtat nimic din cultura greacă, au luat-o, au asimilat-o și au mărit-o, au amplificat-o, aducând propria lor cultură peste acea. S-a întâmplat lucrurile și în venirea romanilor în Dacia și au transformat Dacia în Dacia Felix, în Dacia fericită. Adică au sporit-o, au contopit-o și nu cotropit-o. Este întâlnirea dintre Traian și fiica lui Decebal și Tochia și rezultă poporul român, care nu e un popor nou, ci este un popor vechi, cum spune George Călinescu, un popor dac și mai vechi, un popor getotac, cultivat cu un popor nou, înnobilat un popor nou, poporul roman. Noi nu am apărut acum 2000 de ani, am apărut cu mult înainte, dar ne-am primenit, ne-am înnoit cu un altoi bun, cu un altoi roman, cu un altoi de mare cultură și de mare civilizație și astfel la rezultatul unui cele mai frumoase popoare ale lumii, poporul român. Un popor vechi, nu suntem noi, suntem vechi, dar suntem primeniți, suntem înnoiți. Adam înseamnă deci pământ sfânt, îmi place să zic, pământ muncit, nu e o țarină abandonată și înseamnă golem, tot în limba ebraică. Golem înseamnă cel mai bun lut, leuesu, cel mai bun lut, un lut moale, fecund, argilos, acel lut deschis din care poți să faci cu ușurință oale, care oale sunt simbolul trăniciei, sunt oale care țin mii de ani, nu? Ați văzut că în marile situri arheologice se descoperă oale în vechi de mii și mii de ani, ele se păstrează foarte bine, mai bine decât scheletul uman. Și din acest pământ Dumnezeu îl creează pe Adam.
Adam ne arată originea noastră pământească, originea noastră telurică. Adam este iubirea lui Dumnezeu față de pământul pe care l-a creat. Dumnezeu ce a creat? A creat un pământ cu toate animalele, cu toate elementele de vegetație, cu toate elementele acvatice, forestiere, dar mai ales cu minunea creației, creată în ultima zi, și care este omul. Ca să vă destind puțin, am să vă spun și câteva glume ale lui Mark Twain, câteva poante, să spunem așa, legate de Adam. Întotdeauna nu e bine să fii foarte serios într-o prelegere, risc să devii absurd. Ori Shakespeare ați văzut că în toate tragediile introduce bufoni. Încearcă să ne facă să râdem în plină criză. Mark Twain spune că Dumnezeu a creat omul în a șasea zi, deci în ultima a creației sale, și asta justifică eșecul. Era foarte obosit. Și a creat omul după ce a ieșuat cu maimuța. Și văzând al doilea eșec prin om, Dumnezeu n-a mai făcut a treia încercare. Era deja sătul. Deci iată și un gând al lui Cioran. Cioran, vizitând o grădină zoologică și văzând toate cuștile, spune că când ajungi la maimuțe, dintr-o dată chiote, zăpăceli, maimuțăreli, știți ce este la cușca maimuțelor? E clar, spune, se apropie omul. Deci maimuța precede omul prin nebuniile ei, e clar că urmează ceva și mai și, și acesta este omul. Revenind însă la Biblie, unde trebuie să ne luăm din nou morca serioasă, același Adam înseamnă în limba ebraică și inițialele, sunt patru litere, Adam este o abreviere a celor patru elemente fundamentale ale materiei. Apă, pământ, aer și foc. Dumnezeu când creează omul, îl face nu numai din pământ, îl face și din aer, și din apă, și din foc. Toate elementele universului, toate elementele mediului intervin în formarea omului. Fiindcă noi avem pneuma, adică avem aerul în plămâni, avem o altă pneumă superioară care este gândul, avem, cum spune Nichita, avem acel aer în care plutesc păsările și care cântă și care sunt noi și care sunt gândurile și care plutesc într-un aer mai rafinat, nu? Care e gândul, ideile noastre, plutind în gândul nostru. Iată, avem piatră, avem oase, care sunt minerale, care sunt calciu 99%, avem apă, care este sângele nostru, deci toate. Avem foc, focul care este energia dată de arderea carbonaților din noi. Suntem elemente complexe. Adam înseamnă și cele patru puncte cardinale în prescurtare, într-un acronim. Acro înseamnă vârf, înseamnă primul, e prima literă, și nomos înseamnă nume, lege, adică fiecare nume e o lege. Și acronim înseamnă o prescurtare care cuprinde prima literă a unui cuvânt și împreună alcătuiesc un cuvânt complex. NATO, ONU, UNESCO, sunt exemple de UE, sunt exemple de acronime. Acronim este și Adam, cuprinzând cele patru puncte cardinale în limba ebraică, cuprinzând cele patru materii fundamentale ale creației lumii. Astfel spus, Adam este elementul extrem de complex. Adam înseamnă însă și mult mai mult decât simplu acronim, dar vom vorbi în altă emisiune de subtilitatea numelui Adam. Toate bune!